Copleșită deja de al treilea val al pandemiei, Franța năsperește restricțiile și intră într-un lockdown parțial la nivel național. Măsurile de carantină care vizează acum doar locuitorii Parisului vor fi extinse în toată țara de sâmbătă seară pentru o lună. Très concrètement, ça veut dire que le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent. Calătorile interne vor fi interzise iar francezii vor putea ieși la cel mult 10 km de casă între 6 dimineața și 7 seara. Mai mult decât atât, școlile se închid pentru următoarele 3 săptămâni. Alors oui, le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Et l'éducation de nos enfants elle, n'est pas négociable, l'école n'est pas négociable. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Franța a înregistrat ieri peste 55.000 de cazuri noi de COVID-19, iar cea mai gravă situație este la terapie intensivă. Peste 5.000 de oameni sunt internați la ATI, adică peste 90% din capacitatea secțiilor de terapie intensivă de acolo. Franța a înregistrat de la începutul pandemiei mai bine de 4,6 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar numărul deceselor provocate de COVID sare de 95.000.